În timp ce unii credincioși au petrecut noaptea de înviere la biserică, alții au ajuns la spital din cauza exceselor alimentare. În doar două zile, aproximativ 200 de persoane au sunat la 112. 7 persoane au fost luate de pe stradă de ambulanță și duse la spital în coma alcoolică. În noaptea de înviere și până pe 2 mai, pe perioada sărbătorilor pascale, am avut număr de solicitări ca și în zilele de normale de lucru, nu mai multe. Deci pe 1-2 am avut în jur de 160 de solicitări. În schimb, spre deosebire de anii anteriori, am avut destul de multe cazuri de ebrietate. Dacă anul trecut vă spuneam că sunt foarte puține cazuri, în acest an am avut destul de multe. Au fost 22 de cazuri, dintre care 7 persoane în stare de ebrietate avansată căzute în stradă. Peste 100 au rămas internați în spital din cauza exceselor alimentare. Au fost niște internări în această perioadă la anumite persoane care aveau deja niște afecțiuni care le interzicea excesul de mâncăruri și de băutură și care nu au respectat indicațiile medicilor. Au venit la spital. Dacă înainte de sărbători se redusese numărul celor internați foarte mult, în perioada asta cred că vreo 100, nu pot să vă spun exact, s-au internat datorită excesului alimentar. Pentru a nu petrece sărbătorile în spital, medicii recomandă cumpătare în toate privințele.